începem că și de privire la răpire. Să mergem, știi? Să întrebăm unul. După ochi, arată materiale. Legătura cu venirea Domnului. Este venirea Domnului nu corespunde, că nu-i înainte, nu-i înainte. Că trebuie să aibă lor lucrarea ferii înainte de ușii și completarea numărul de pildă la martiri, care arată în capul 6 posetini, de la versetul 9 la 11. Când a rupt mielul pe cei de-a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră junghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, stăpâne, tu, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Așa. Ei o șeru, știi, răbdămarea. Dar li s-o dacă ce-o alea albă și li s-o spus: nu, mai odiniți-vă puțină vreme, puțină, până să vă împlini numărul tovarășilor voștri de slujbă și aflați-vă voștri care tățe și omorâți ca și voi. Și apoi să aibă loc răzbunarea. Și am o să vă arăt de pildă două răzbunări cu Biblia. Două răzbunări aici. Și o șerută aia. E soata. Da. Nu. O răzbunare în capul 16, vedeți, când arată că s-a auzit un glas în templu, vești unul, că s-a mai șercit. Da. Și care zicea celor 7 îngeri: duceți-vă. S-a auzit un glas în templu, poți să-l citești. Și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor 7 îngeri: duceți-vă și vărsați pe pământ cele 7 poptire ale mâniei lui Dumnezeu. Cel din tâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ și o rană rea și dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Nu, fiți atenți că apoi și ce merge de pace, că ea când o striga Gisul altar, până când zăbovești, de ne-o dacă ce haina aia albă și li s-o dă numai odiniță-vă, că răzbunarea și-o șeru ei, că până când zăbovești să ne răzbun sângele. I-a spus că încă n-are loc până să împlinește numărul de martiri și apoi să aibă loc răzbunarea. N-am și aia e o răzbunare a Dumnezeu, că a venit pe ea rădă, pe ea care o vea primul potir. Aia vine pe ea și-o primit semnul. Nu arată că din pricina că nu vă s-a sânge la sânge. Pentru că și-au închinat iconii fierii, dar în timpul când fiara își face lucrarea, știi?
și unii care trebuie să-și omorâți, ori și unii ăia și conducerea aferii, conducerea înțe aferii și autoritățile, toți câți o și vor avea duhul de răzbunare asupra la sui, nu vine comunitatea vremea. Nu, după ei, după sâni, să-i persecuce, să-i omoare, acolo apoi vine răzbunarea pe ăștia care i-au omorât pe sfinți. Înțelegeți? Da. Și mai încă nu s-o șecit, că numai semnul pe ea și-o primit semnul cu primul potir hurana. N-am urmează versetul 3 în jos până la 6. Al doilea a vărsat potirul lui în mare și marea s-a făcut sânge ca sângele unui om mort și a murit orice făptură vie, chiar și tot ce era în mare. Al treilea a vărsat potirul lui în râuri și în izvoarele apelor și apele s-au făcut sânge și am auzit pe îngerul apelor zicând: drept ești tu, Doamne, care ești și care erai. Tu ești sfânt pentru că ai judecat în felul acesta, fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților și al prorocilor. Le-ai dat și tu să bea sânge și sunt vrednici. Se până la 6. Așa. Am înțelesat? Da. Și după aia mă zice ăla. Și am auzit altarul zicând: da, Doamne Dumnezeule Atotputernic, adevărat și drepte sunt judecățile tale. Al patrulea. Nu, deci până nu mă până n-a văzut potirul 2 care l-a văzut în mare și marea apele s-a făcut sânge, ca sângele unui om mort. Și arată că al treilea a văzut potirul în râul și în izvoare. Și știți, am să vă spun, că nu vă dați seama, că zice, eu mă trebuie să versă șatrinia în râu și în zboare. Mă gândesc că oamenii nu beau apă din mare. Babă, că nu ți aici, că poate unii și beau, știi? Dar dacă oamenii apine de mare nu făcut sânge, la Egipten au beut din râul Nil, Egiptenii, acolo în râu, și când au făcut sânge, i-au dat vei sânge, fiindcă ei au bățat sângele la ăia, face mai bățată, i-au dat și lor să vei sânge. Nu așa ieșea la ăștia, vi-ți arată și-o zis îngerul apelor. Zice, drept ești tu, Doamne, că ai judecat în felul ăsta, zis îngerul apelor. Da. Zice, fiindcă ăștia bățați sângele sfințelor și a prorocilor, le-ai dat și tu să bei sânge și să-mi vrenici. Și amândeaia o vărsa și în râu și în fără că oamenii, dacă nu-l puteți să bea, că nu-l bea apă de acolo, că nu-l puteți, și-o-l fugi, ai preciți, o șerca să fugă, să sape pântân la izvoare și la râu, știi, apare de cei mari, să coace apă, să bea și tăie sânge să bea. De ce? Pentru că ești o vărsat sângele sfinților și a proroșilor și le-ai dat și tu să bei sânge. Nu?
cu de-astea nu v-ați bătut mingea și capul? Ce că sunteți la pocăință? Cu de-astea nu v-ați băgat așa, că auziți. Nu. Ui. Și să spui de ce nu, că de citit am citit-o. Dar e o carte foarte grea și decât să te rătăcești, mai bine să stai cu minte și să asculți. Da, eu spărie, dar nu domnul. Eu spărie, dracu, să nu știți acolo, că acolo ne ce toane, mă. Știi de ce? Să nu știți evenimentele ce așa bine. Să nu știți. Unii, frate, o duc muncă de lemurile cu frate. Să nu șeciți apocalipsa, că acolo nu este lucru periculos, lucru mare, să nu greșiți. Știi? Da, da. Și descrie acolo apocalipsa pomului și descoperirea lui Iisus Hristos, care i-a dat Dumnezeu să rece robilor ce lucrurile care se întâmplă în curând. Și le-o trimis prin îngerul său la robul său Ioan. A fost și eu dat în Hristos descoperirea. Și nință că i-o dat Dumnezeu. Nu așa? Și Dumnezeu a dat la Hristos și Hristos a dat la îngerul lui și îngerul lui a venit la robul său Ioan. Și Ioan a trebuit să o spune și i s-a dat. Vedeți? Și aici am niște lucruri și avut. N-am o, știți ce trezire vreau așa să observați. De așa să ajungă și lanță să mă vadă, să observe și aia, să audă dacă așa să ajungă. Că în bietul eu pe ea și omorul pe Ștefan cu pietri, să nu luăm pe ea din vecine, să nu luăm pe ea de la sângele lui Abel în coașă până la Ștefan, să luăm numai de la Ștefan în coașă. Ștefan și omorul cu pietri și ia cu fratele Ion, că eu îl lua capul cu sabia, Irod. Și pe aia, ăsta împăratul Romii, Neron, care a dat foc Romii și-a răturnat lina pe creștini, că ei a prin Roma și eu îl lua la persecuție și-a pădăit. Și-a prăpădăt, prăpăt, și-a pătăt împărață romani și papa. Martirajele și-a le-a făcut cu cruciații care i-a trimis, i-a dat bilete să li se iartă tot ce păcatele în mânțământă să omoare pe duș, să acupe Roma. Asta îți acupe Ierusalimul. Și arată este în istoria. Nu, este lucru. Nu, nu. Câți martiri? Nu. I-a înviat pe ea să învie înainte de biserică ca să le dea să bea sânge. Nu înțelesul că cuvântul zice că fericit și sfintească ți-a parte de prima înviere. Și am o prima înviere când l-a trimis așa cea și potirul ăsta e Beatrice. E potirul 2 și 3, când ne-a dat să bea sânge. Nu înțelesul că i-a înviat pe ea să le dea să bea sânge. Aici se refere la ăștia care au omorât pe sfința, în prajma urșilor. La care asta, două. Și ăștia nu mor, ăștia nu gustănești, ei ce se închină pierii și icoane, nu mor până nu se purjile, nu mor, că cunosc emisiuni, ce s-a citit în 14,
arată când o anunțat când se închină și ne va feri și icoane și primește semnul pe frunte sau pe mână, o să iei din vinul mâinii. Deci urgine nu au loc până fiara nu-și face lucrarea și apoi după aia încep urgine și lubește pește ce s-o închină ferii și pe ea le-a dat să bea sânge care au vărsat sângele la sânge. Ăștia ce l-au vărsat de și încolo. Înțelesat, n-obedeze lucruri, lucruri foarte mari. Nu interesează absolut pe credeția, ni le-aș desfășura cu tătă bucuria. Păi da, nu pot să dorm ca cu torșeră și ne faci dacă nu le dă. Sângeși, acum îndo pe o rață, o găscă cu degetul. Ba dacă nu pot, n-așa. Dar acum, răpirea de așa, trecem la răpire. Întâi Corinteni, capitolul 15, versul 51-52, iată vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia, nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Așa. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire.